Clipe de coșmar pentru Adrian Fărcaș, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sălaj. Acesta a suferit o gravă accidentare duminică în timpul meciului de fotbal dintre Dumbrava Gâlgău și Rapid Jibou, partida contând din cadrul etapei a 26-a din Liga a 4 din motive personale, Adrian Forcaș nu a evoluat în ediția trecută la Rapid Jibou, dar a revenit în acest sezon pentru a pune umărul la câștigarea titlului județean. Având în spate o vastă experiență, evoluând în trecut atât la nivelul Ligia 3 -a, cât și în eșalonul secund, Adrian Forcaș a fost în acest sezon unul dintre jucătorii cheie pentru formația antrenată de Marius Muntian. Din păcate, partida de duminică de la Gâlgă al Mașului ar putea fi ultima pentru cel care ocupă și funcția de director al DGST Sălaj. În urma unui contact cu portal portarul Mihai Lung, Adrian Forcaș, a fost grav accidentat, părăsind terenul de joc abia după ce i-a fost mobilizat piciorul. Mai erau câteva minute până la finalul primei părți, iar la pauză și-a făcut apariția la stadionul din Gâlgău și ambulanța cu care Forcaș a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Zalău. Diagnosticul medicilor a venit ca un fulger pentru jucător și apropiația acestuia, fractură de tibie și peroneu. Fărcaș a fost supus luni dimineața unei intervenții chirurgicale, iar operația de curs bine. Partida dintre Dumbrava, Gâlgă și Rapid Jibou s-a încheiat cu scorul de 5 la 2 în favoarea gazdelor, antrenorul Jiboului, Marius Muntian, afirmând că nici el, nici jucătorii nu au mai putut fi concentrați la meci în repriza a doua. În cadrul etapei a 26-a s-au mai înregistrat rezultatele ce se barcă un cu sportul și 3 la 1, Silvania Cehu Silvaniei cu Ase Chieș 3 la 2, Unirea Mișit cu Benfica Elianda 3 la 0, Real Crișen cu CS Crazna 1 la 1, CS Hida cu Flacăra Halmăș 2 la 3, Cetatea Bucium cu Olimpic Boxa 1 la 7.